nu prea au ce să-i ofere. Dar trec peste chestia asta care este pur subiectivă. Nu mă depăm. Nu, vorbim acum strict poetic, nu mă interesează estetic, nu mă interesează relațiile interpersonale. Acum încerc să urmăresc gândirea pe care o aveam când am făcut. Da, păi asta zic, că nu prea au ce să-i ofere. Așa. Bine, s-a scris despre Ciupureanu, are o receptare bună, mi-a arătat el de unde pot să citesc toate cronicile, că am încercat să facem un lucru. Nu, nu, toate mi-aduc aminte că... Mi-aduc aminte că am citit o cronică a Gabrielei, că tot am intrat un pic în dialog din Ramuri, o cronică care atunci mie mi s-a părut foarte potrivită și care mi se pare că a surprins bine poezia lui Ionel Ciupureanu. S-a vorbit mai mult despre neo-expresionism, dar e deja o etichetă, în cazul lui, dar e deja o etichetă care se aplică aproape la toți poeții care au scris după 2000. Și nu, mai spune, da, și nu mai spune cine știe ce, adică nu mai este chiar atât de concret când spui asta de ceva concret când spui asta despre un poet, care și mai spune că e original aproape în ultima vreme. Nu mai are forța de a spune ceva despre poezia lui. În schimb, am încercat să-l citesc ca un poet. Eu scriu și cronică literară, fac și o teză de poezie, dar am încercat să-l citesc pe Ionel, de fapt așa am și reușit întotdeauna să-l citesc ca poet și așa am încercat să-l citesc și pe această întâlnire și vreau să spun că prima senzație și primul cuvânt pe care l-am scris despre poezia lui a fost că scrie totuși o poezie cinică. Scrie o poezie cinică care mie îmi place, scrie o poezie ironică, scrie o poezie care are un anumit tip de concretețe, care mie din nou îmi place foarte mult, lucru care m-a determinat să spun, că m-a determinat să mă gândesc că acest transfer interior-exterior, care se realizează numai prin prezența celuilalt sau celuilalte, pentru că de multe ori intră într-o ipostază a eului care e feminină, care mi se pare din nou foarte stranie și în același timp parcă prea autentică. Se face numai în prezent. Să scriu o poezie în cea scurt în jurul meu. Da, păi m-am gândit la treaba asta, dar am zis să nu mă spun chiar tot ce... Femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Și într-o săptămână a trecului, mi-a făcut să mă gândesc și să zic despre Ionel Ciupureanu că scriu o poezie fără măști. Chiar dacă există mai multe ipostaze ale eului în poezia lui Ionel Ciupureanu, cred că este o poezie fără măști pentru că e o poezie foarte concretă. Îți dă tot timpul senzația concreteții poezia lui, adică chiar îți dă senzația că se află lângă tine niște lucruri, mai ales că este o poezie viscerală, este o poezie carnală, o poezie deosebit de concretă, să zic așa. Se creează tensiunea asta a concretului din schimbul ăsta interior-exterior și din modul în care alege întotdeauna să introducă elementele anatomice în poezia sa. Și mă mai gândeam că, inclusiv atunci când eu îl poartă ca marcă pronumele feminine, tot scapă de această senzație de mască, care îl ferește și de abstractizări, îl ferește pe de-o parte și de abstractizări, pentru că rămâne în permanență concret, cum am zis, și îl ferește și de dublări inutile sau de dublări care nu sunt necesare, de umbre care nu-i fac bine poeziei lui, care îmi dă tot timpul senzația că e acolo. Mă bucur că în acest volum am ales să folosească acest cuvânt moarte, pentru că mi se pare că e o temă predilectă în poezia lui, dacă ar fi să vorbesc și tematic despre poezia lui, cred că, în principal, poezia lui Ionel Ciupureanu este despre moarte. Dar, din nou, este o moarte care ai tot timpul senzația că poți să o accesezi, că poți să intri și poți să ieși cu mare ușurință din ea. Din nou îți dă această senzație stranie de concretețe și de concretețe între două universuri care, în general, mi se pare atât de rupte unul de celălalt. De asta mă gândeam că moartea, cel puțin în ultimul volum, chiar este omniprezentă și o experiență liminală, pentru că sunt momente în care se află și de o parte și de cealaltă a limitei Ionel Ciupureanu.
O să citesc un singur punct din acest volum la întâmplare, pentru că toate mi-au fost în aceeași măsură și nu este doar un mod de a spune. Chiar am extras vreo 20 de poeme, mi-am tras de imprimantă și o să citesc unul la întâmplare, la unul mai mare. Venea cel care murise, din ăsta care este în curs de apariție. Mai las, urlă și taci. Mai lasă-l puțin să latre, că se sufocă. Și câinele meu mă iubește, dar nu știe de ce. L-am dezgropat să mai răsufle și el. Te supăra și pălătratul câinelui meu. Ascultă-l când urlă și taci. Până și eu am văzut că ești bolnav. Te-am văzut, nu te mai preface. Lasă-l, mamă, să latre. Dacă vrei, și eu sunt bolnavă. La ore 10, câinele meu nu mai latră. E sâmbăta morților, hai să mâncăm și să bem. Mamă, ce bine l-am nimerit. Am venit de susținerea la tot ceea ce am spus. Cam atât aș avea de spus verbal, că o să, de data asta sper că o să și reușesc să scriu. Să poezia lui. Și încă o dată mă bucur foarte tare că putem să citim în oglindă astăzi. Eu chiar sper să reușească și să scrie poezii. În utopia acestui proiect intră chiar și o idee de antologie cu poeții invitați aici și sperăm că în acea prezentare pe care o face proiectul să o punem la fiecare parte, pentru că da mai multă să apare aceste potențiale antologii de poeție urbană contemporană. Înainte de a-l invita pe Ornaciu Bogdan, aș vrea să spun că după ce vom termina cu lecturile, putem să avem și un dialog. E recomandabil să avem și un dialog, mai ales că prezentarea făcută de Gabi mi-a dat câteva întrebări. Este un avertisment pentru poeția aici de față. Și eu când am zis că este un și după, mă gândeam la bere, să știu. Da. Fiecare cu copiii lui. Eu că am dat o lucră de început, dar nu să ne citească. Voi obosi și care șapte, tu vei amneca într-o amiază închipuită, fără studiază-te în visul care ne uită și iartă. Îndurete-ne spiritul meu mutilat, până când ne minunat, suntem pierduți. Alte senzații te vor sufoca și în cozile ca un țipă de moarte îți va trezi viața reinventată. Te rog să nu te mai lași că am obosit, aș mai obosit puțin dacă aș vrea, dar e groaznic. Într-un ovar aș mai păstra și un bărbat pe mă de rămbat. Eu am și coșmar, câinele meu are doar musaturi. Poezii am și tipul, da. De exemplu, Chipota simplă, ca cu bine să-l spun, viața de voi. Nu mai contează, oricum Dumnezeu știe, era sfârșitul lumii. Chitâșneam o materie, m-am umplut toată pe dinăuntru, mă implicuiam că-i Dumnezeu sau măcar o declarație de-a lui. Îi lăsat gura apă de vorului. Îmi plăcea totuși, a spus că-i groasă partea lui, întunecată sunt și răzântase sub iarbă. Vis m-aș putea dezumbra din suprimarea spiritelor imaginare, din golul ce e sortit vedenii, ar mai fi și o somnolență care împătase roția la mânie, chiar dacă nu mai rămâne decât o plecmă și niciun sens logic nu țâșnește de aici. Nu. Măgarule, ce înseamnă sufletul meu și de ce aș mai vrea să-ți spăl ruptele? Sigur mor, dar sunt obligată să spăl rupere, să mă pun cu tine și cu câinele tău. Nu că n-aș putea să mor, nu, dar nici nu mai vreau să pot să mă spăl pe picioare, să mă mânc, să mă îmbrac, să mă îmbrac și o strănut. La urma urmei, ești obosit și îmi place, te-am scos din rahat, Dumnezeule, aș vrea să mă sinuchid, să spun de ce. Nu știu de ce. Nici la o casă nu spune nimeni nimic. Și nu că n-am vrea, nu, dar n-au cum și n-au ce, nici psihopată nu sunt, nu,
mai era și într-un pericol pe acolo, un puș afecțin, un cineva din altceva, nu știu. Mai una, da. Am tot horcăit pe sufletul ei, denaturat de toate bolile și de toate strângurile, da, din fundul patului, oricum, chiar și că mi-ai dovezi. Mi-am spus, oricum, ori eu, încurcătura totuși rămâne doar o nebunie. Nu știu, paralizată în spovedanie, da, oricum nu simte până nu se preface. I se scorpulcise la varma lui, că dau cărnule și o grămadă de oasă. Se tocăsnea să împingă discuția, am zăbăvit ca să mă șteargă la gură, îmi plăcuse că și ea m-am întrebat la ce te gândești, la ceva fraget, ca în ziare, la o spălătură de oasă, da. Sunteți bărbați de la voastră. Mai aveți și vă în stomac. Femeile ar mai vrea ceva să mă spui ce. Nevastă mea nu mai pasionează cerul. Intru în balamur la etajul 2, nu contează, sunt la ușă, mă doare capul. Mâncarea ar mama doar peștele puse. Se strică circuitul și nu se mai știe. De la centrală venise și apă, mâine pe mine niște sarmale. În tine tăcurăm toți și după chipul nostru plânge, că de la ta va fi liberă și reflexele noastre somnambule. Aș prefera totuși o fragilitate, locurile inutile mă copleșesc. Ai o realizare, o ancoră, faci o lipitură de acolo, ai un bărbat în viitor. Când vii de la drum, duci în brațe copii. Ești veselă, gândești când ți-e frică. Nu mă mai ignora, că viața-i suspectă, faci farmece, ieși noaptea, mănânci, ăsta-i flerul tău. Când e sinceră, meditezi. Un creștin, o gripă, o viață veșnică. Dacă am fi niște obiecte, nu cred că mi-am rătăcit. Când treci pe lângă mine, te prefaci că-mi rost creierul. Tu chiar mă simți? Pe tine te doare? Lasă-ți ce vrei în mine, că n-am unde sta, mai am nevoie și de oboseală și de o lipsă acută de spațiu ce-ți va contura în mișcarea. Păi să-mi spui când vreau. Nu vei fi fragedă ca de obicei. Dar în aer mai este un microb și un dute vinul de trupuri sub tigdele noastre. Dimineața țâșneau câteva pești după ploaie, iar tu mă acoperai cu sângele tău. Nu mai înrânjit și nu mai scoate limba, doar o minune ne poate salva. Doar un paratrăznăț legat de picioare, suntem prea mulți și nesperat de umili. Este un dute vinul de trupuri, mlaștina țesută de tine și o minune ne va salva.
dacă îți voi ține de urât spațiul pe care l-ai inventat, nu te va devora. Nici aerul dintre noi nu contează, cataplasma care încă vie și cuvintele nu vor să se oprească, te rog. Ține-mi și tu de urât, e simplu, e destul și e logic. Nici carnea mea nu te va abandona, înțelept ar fi să mai salivăm împreună. E simplu, e logic și e destul și nu-i chiar așa de cumplit. Inevitabil să fi produse câteva explicații la voia întâmplării, câteva resturi zdrobite pe un la capăt. Cineva iar se hrănește cu logica mea și râcâie, râcâie, râcâie. Filtrul ar trebui montat sub capac. Nu mă înțelege greșit, dar mai e și la capăt. În aer e ceva ca o boală. Nu știu de ce, făcuse mătreață. Mai Adam și un plânget, un eclar și nu era nici dragul meu. Atunci mi-am pus unghia în gât. De-abia acum am făcut legătura. Maică-mea mă întreabă, lui zic, nu te poți supăra, din punct de vedere estetic ești grasă. Și nu fi așa emoționată și nu mă contrazice. Eu puș pe aici, că pe acolo nu mai e nici dragul. Doar puștinul și atât. Din când în când mai făceam și o psihoză, că nu sunt imbecilă. N-aveam cu cine chestii de-astea, e simplu. Adică aveam cum, dar n-aveam când. Și odată îmi creștea sufletul. Nu este adevărat, băie. Asta am visat enorm azi noapte. Bine, m-am mai înceată și tu azi. Cândva deschideam conform pixului. Acum nu pot să duc nici mâna la gură. Un personaj întreabă de ce nu știu, dar ce mai contează. Acum și tot ce la gură, că așa nu ce face. Alții cântau și n-aveau nici pe dragul, stăteau într-un pat ca într-o hală și ușa era deschisă. Nimicul ăsta ar trebui să însemne ceva. M-am gândit în vis și atunci îmi spuse o doamnă, eu am parchet, faianță, miercuri va fi o zi, e mare lucru. Să-mi aduci și mie un rahat și mi-ai dat și mie un rahat. Unele persoane mi-au zis la mulți ani. Iar sângele îmi curge cu ușurință. Alcoolul e un bun conservant, așa îmi spune și lumea. Nici dar mai trebuie să mărim, că vă nu stă nimic. Unul ne place poezia, altul ăsta, marele. Am văzut-o și la televizor. Până mai ieri eram în concediu. Și odată cu Florida dormisem și mă convângeam cum de mai pot să mor. Și în ce împrejurare mă află și dacă ca adevăr muriță. Nu-s deloc atentă cu amănuntele, dacă vrei ne întâlnim în altă parte, dăm o cafea, ce că ne cunoaștem, să nu crezi că nu ne întâlnim că mor, că te văd, eu am doar 2 litri, n-am altceva, tu ești necăjit și fără nimic. Ai apartament, lucrezi, ești timid de mine, iar stai ca să echilibru. Vorbesc fără să vreau, sunt drăguță și îmi place, da, cu iurea. M-am vițat în fustă roz și în bluză roz, s-am scripat toți demonii și mi-am pătat bluza, am umplut scrupiera și fața de masă, era și un pic de nebunie pentru a mă zice pe ceva. M-am îngrășat privind o fereastră, nu-ți spun de nimic. În limitele ridicolului ceva obișnuit, mai târziu
toleranță, obsesie, fără să mă zărească, o plictiseală în căutarea unei confuzii. Foarte bine, o boală, ceva fidel, mai degrabă o debarcare, câteva umbre sau altceva, nu mai contează. De ieri, bărbații sunt animale. Ăsta e omul meu, e nebun. E de-al nostru, e surcă, lucrează la rachete. Ar mai trebui să cumpăr și forme aiurene, o mizerie și puncte, puncte. Am tăiat-o și am chivit-o. Am decupat și ce mi-a rămas am cusut. Am dublat să ne tragă material. Dacă vine cineva, am două lingerii. E bun pentru orice bicarbonatul. O prietă mea la vază. Câteva plânduse și un chip de săpun. Numai tu ai luat vodka. Și atunci au venit grauri, ca o mizile. Doar pe tine te-aș proteja. Aș vrea să plâng, dar nu acum. Te visez să mă vindec de tine. Dar nu pot să mă vindec de tine. Înghit o pastilă să-mi mărtăresc înspre tine și venele mi se lipesc pe imaginea organelor tale. Ce porcărie pentru cine să mă închin, înghit o pastilă să-mi imaginez că exist și nu mai știu ce. Prin ușita șobolanilor nu-i nicio scăpare, tata nebuna și în mine se împiedică. Șobolanii îmi place mătoase și îmi vreau să mă ia totul normal. Când o să mă ia în trup de defeze. Nu i-am văzut nici părul, nici ochișorii i-am credat și l-am și vrăfit să nu vină. El a trecut în sinea lui, nu m-a jurat, aștepta cuvinte. Le-a dat și pe regiul și cuvintele l-au găsit în ghilimele, bineînțeles. Adică Ionele Prosa o mai scrie. Nu vom ști niciodată. Și atunci au venit cuvintele și a spus.